v-a motivat să scrieți această carte? Această carte m-a făcut, efectiv, acest subiect m-a făcut să... Am văzut că pe nișa asta nu prea sunt scrise multe cărți și a fost o refulare, practic, o refulare din, nu știu, acumulată în timp, din ura și din... Am considerat că acele vremuri ne-au cam mâncat 20 de ani în viață și am dorit să, cel puțin generația mea, ca cei tineri, să nu mai permită să se întâmple aceste lucruri. Dar ce v-a inspirat cel mai tare? Cel mai tare, cred că am văzut ce se întâmplă astăzi, la nivel înalt, și am, la vremea aia credeam că va fi altceva. Adică a fost, practic, eu Fata Morgana ce am visat noi și ce a ieșit. Ce reprezintă titlul? Titlul reprezintă Apusul Stelelor de Tinichea. Metaforic vorbind, vorbim despre stelele de pe umeri ale ofițerilor. Ofițerii înainte aveau stele pe umeri și în momentul în care avea uniforma mai veche, epoletul ăla coclea, efectiv stelele alea cocleau și erau niște tinichele. Pentru mine niște tinichele fără valoare la un moment dat, oamenii pe care stăteau acele stele. Credeți că va avea succes această creație? Da, sunt convins că va avea și dacă nu va avea, cineva ar trebui să uite peste ea, pentru că sunt convins că din asta ar ieși un film românesc foarte, foarte bun. Spun bună ziua și bine ați venit la acest important eveniment din cadrul manifestărilor dedicate zilelor municipiului Călăraș. Nu că mi-ți place, dar întâmplarea face ca anfitrionul acestei întâlniri să fiu astăzi eu. Am venit cu mare plăcere și bineînțeles că datorăm mulțumirile noastre pentru acest eveniment domnului primar Marius Dulce, care din culise, sau mai bine zis, cum spun presarii, din surse, am înțeles că l-aș sprijini și financiar pe Dan Pițuică în apariția acestui volum. El a... Din propriul buzunar, spune română. Bună ziua, vă spun și eu. Da, este un moment frumos și călătoria mea cu Dan Pițuică a început într-un moment destul de aproape, spunem noi, vorbim de 6 luni, da? Atunci când am gândit ca să arătăm aprecierea noastră a comunității și a primăriei către anumite personalități ale noastre din Călăraș, printre cei nominalizați, l-am avut și pe Dan Pițuică. Am văzut cărțile dânsului, am discutat și la un moment dat și azi scriu o altă carte, dar de fapt am mai multe. Păi zic, ce înseamnă acum să o facem mai repede o carte? Știți că e greu cu finanțare, greu cu... Și atunci zic, bine, dar ce înseamnă finanțare? Păi înseamnă atât. Bine, atunci, consideră atunci când o termin, vin la mine și eu din banii mei atunci finanțez această carte, că prea mult s-o dorește. Și de fapt constat că această carte este de fapt și o parte a copilăriei mele, în care ne regăsim acolo și cu siguranță va fi o carte de top, dacă încercați să o citiți și să o străbateți, pentru că Dan muncește foarte mult. Dan muncește foarte mult, deja vorbeam acum și spunea că deja are începute 10 cărți, aceasta i-a luat 6 luni, dar mai are încă 3 care e în lucru, pentru că lucrează destul de mult în paralel. Și atunci, de ce să nu respectăm această muncă, acest om care ne dăruiește aceste lucruri frumoase? Dan, eu îți mulțumesc că am avut prilejul să fii la, lângă mine la un anumit moment și că am reușit să susțin această carte. Îți mulțumesc! Am aflat acum vreo 3 ani de existența romancierului Dan Pițuică, în urbea noastră, de pe Facebook, unde am devenit repede prieteni, probabil atrași amândoi de comuna noastră ocupație de a scrie. Lui a apărut primul roman la vreo 2 ani după ce a apăruse romanul meu de debut, dar acum, contrar unor obiceiuri tot mai frecvente în speech-urile de lansări,
nu vreau să trag spuza și spre turta mea, ci dimpotrivă. Eu m-am simțit blocat după prima mea carte, deblocarea fiind posibilă doar după ce mi-am plătit de curând tributul necesar pentru îndelicata perioadă de vreo 50 de ani în care preocupările mele literare, destul de sporadice, se opreau exclusiv la poezie. El, în schimb, după primul său roman, a declanșat ceea ce eu numesc un adevărat fenomen literar, materializat în încă 4 romane apărute, adică vreo 5 romane cam în 2 ani, toate consistente și nu doar ca volum de pagini, ci și mai important ca talent literar. Am devenit prieten și în spațiu real, după lansarea celui de-al 5-lea roman al lui, pe care îl am cerut și citit înainte de lansare, din respect pentru Dan Bițuică, dar și pentru mine, pentru că mă nominalizase chiar el să spun câteva cuvinte despre carte, cum s-a întâmplat și de altfel și acum. Cu precizarea că mi s-ar părea onest din partea celor care iau cuvântul la lansări, să precizeze de la început, cum a făcut și domnul Costică Tudor, dacă au citit sau nu cartea analizată. Și să nu facă un fel de schin autic fără să știe ce se află în adâncuri. Astfel, în timp relativ scurt, am citit romanul Curajul de a trăi, cel de-al 5-lea roman, în care am descoperit talentul literar indiscutabil al lui Dan Bițuică, precum și o calitate despre care am vorbit, poate primul, aceea de că el scrie romane care se pretează 100% la ecranizări de mare succes, care vor fi mult mai fezabile dacă vor fi și traduse în limba lui Shakespeare. În primele 5 romane, fenomenalul pentru mine, Dan Bițuică, debordează de imaginație, dar aceasta este bine structurată și mai ales transmisă cititorului cu real talent literar, suspansul, descrierile extrem de realiste și finalurile deopotrivă surprinzătoare și impresionante, alternând cu momente de neașteptată poezie și metafore foarte reușite. Romanul lansat astăzi marchează însă un consistent viraj către profunzimea unor teme sociale și politice și mai ales întoarcerea talentatului fiu rătăcitor, măcar literar rătăcitor, către meleagurile noastre, fără a pierde din talentul literar, ba dimpotrivă. Pe lângă calitățile literare, Dan Bițuică are această iscusință rară a suspansului, a răsturnărilor de situație și a unui final dramatic și greu de intuit, care fac și din acest roman unul perfect ecranizabil. Dacă primele 5 romane pe care le-am văzut posibile și extrem de reușite filme americane, cartea Apusul stelelor de tinichea nu poate fi decât un reușit și tulburător film românesc. Doamna profesoară Pascu, de la Colegiul Național Barbu Știrbei, cu un grup de elevi, a vrut să omagieze evenimentul nostru de astăzi printr-un moment, să spunem, poetic. Este un joc de rol. Un joc de rol. Ok. Și avem aici ce trebuie. Ionescu Eduard, elev în clasa 12-a la Colegiul Național Barbu Știrbei, Cătălina Iorgulescu, clasa 11-a la Filologie și Mitrea Diana. Ei vă vor prezenta un fragment din romanul scriitorului Dan Bițuică. Ca să-i arate că nu o uitase, ca și când își dorise să-i întoarcă gestul din urmă, cu ceva vreme, Emil își așezase mâna pe umărul bătrânelului și îi răspunsese cu amărăciune. El de ce nu mai visează, mă? Profesorul a înțeles că tatălui plecase din această lume strâmbă și ochii s-au umezit. L-a îmbrățișat ca un părinte. Un miros puternic de naftalină îi înecase nările lui Emil, ca apoi profesorul Ilie să îi dea drumul. Plecase pășind mărunt și des. Odată cu îndepărtarea lui, începuse să ningă rar, iar vântul plimba fulgii de nea, ca într-un joc de prinsele. La numai câteva zile a fost un coleg de clasă și vecin de-a lui îi spusese că proful Ilie se prăpădise singur în garsoniera sa. Nu suferise de nimic și mulți se compătimeau că murise de singurătate și tristețe. Nu putea să nu fie acolo pentru a-i aduce un ultim omagiu. Găsise pe masa lui de lucru un bilet pe care scria:
Am visat să fiu liber. Nu am reușit la tinerețe, dar nu m-au putut împiedica să mor într-un gest de nesupunere. Sunt liber. Îi arătase milicianului sectorist, care l-a citit gânditor. Fără nicio explicație, l-a mototolit în palmă și l-a aruncat în jarul sobei.